sâmbătă, ora 14, așa că v-am obișnuit, începe Check Media aici la B1 TV. Dincolo de subiectul Ucrainei, încercăm să dezbatem alte două teme de interes care au ținut capul de afiș al acestei săptămâni. Vorbim despre aderarea Finlandei sau cererea de aderare a Finlandei la Alianța Nord-Atlantică și reacția dură a Federației Ruse, cel puțin la nivel declarativ și nu numai, dar și despre parcursul internațional și european al Republicii Moldova, alături de profesorul Niculescu de la SNSP. Bună ziua, domnule profesor, vă mulțumim pentru prezență. Bună ziua dumneavoastră și telespectatorilor dumneavoastră. Geopolicianul Vasile Similanu, bună ziua, domnule profesor. Bună ziua, bine v-am găsit. Și prin Skype ni se alătură fostul ministru al apărării naționale din Republica Moldova, domnul Vitalie Marinuța. Bună ziua, domnule Marinuța. Bună ziua. Vă mulțumim și dumneavoastră pentru prezență și pentru faptul că sunteți alături de noi în această dezbatere. Și aș vrea să încep cu dumneavoastră, domnule profesor Adrian Niculescu, să vorbim despre această dorință legitimă, am putea spune, a Finlandei de a adera la Alianța Nord-Atlantică. Devastatoare, aș putea spune, nu legitimă. Devastatoare în sensul pozitiv, dacă poate să fie devastare un cuvânt pozitiv. Sunt profesor de istorie și am o deformație. Vă să vorbesc puțin despre istorie. Sigur. Dar încep cu actualitatea. Acum două luni, 25% din populație era în favoarea NATO. Astăzi e 75%. Deci o creștere... Din populația Finlandei. Populația Finlandei. Exact. Pentru adeziunea la... Este incredibil. E ceva care nu s-a întâmplat niciodată. De la 25% e devastator. De la 25% la 75% în decurs de două luni. Iată un efect al invaziei sovietice, da? Rusești din Ucraina. Două țări tradiționalmente nu numai neutre, dar pacifiste, în fibra lor pacifiste, țări de tradiție protestantă, în care un cuvânt e un cuvânt, pe deosebire de alte confesiuni. E o chestie de onoare pentru ei. Ei au fost țări înainte să fie neutre, că au fost cu idei pacifiste, cu idei democratice. Sunt două democrații exemplare. Au ajuns să-și dea seama. Și erau anti-NATO. Aducem aminte pe premierul Olof Palme în anii 70-80, a fost asasinat de un nebun prin 86. Ăsta era campion al luptii, eu evident că nu împărtășeam, lupta anti-americană împotriva angajamentului în Vietnam, care încerca să salveze de comunism, măcar o jumate de... Nu prea se mai spune chestia asta, dar trebuie spus. Încerca să salveze de comunism jumătate din, măcar jumătate din Vietnam, cum a fost salvat și cu ce rezultat spectaculos Corea. Și atunci vin și revin la cazul Finlandei. Întâmplător îl cunosc destul de bine. N-am fost niciodată în Finlanda, dar având niște prieteni destul de special finlandezi, foarte angajat, din anii din exil, înainte de 89 vorbesc, în Italia, Pirkko Peltonen, o mare ziaristă, și încă Max Rand, care era director la Helsinki Sanoma, cel mai important ziar din Finlanda. I-am cunoscut și suntem prieteni. Max Rand, din păcate, a murit. Și discutam chestiuni. Deci Finlanda, o cunosc Finlanda. Și cunosc istoria. Finlanda avea și ea o mică regiune, o Basarabie a ei. Aveau și ei o Basarabie. Acea Basarabie se numește Karelia. Nenorocirea acestei Basarabie era că era prost plasată pentru ochii lui Stalin. Noi știm că de la Napoleon cel Mare până la 1917, Finlanda a fost un stat înglobat în Rusia țaristă, dar un stat care a dezvoltat niște instituții. Cum s-a creat prima breșă în 1905? De-aia vă spun că e un stat exemplar. În 1905 au dat drept de vot femeilor. Ce părere aveți de chestia asta? În 1905, fiind sub dominație rusească țaristă, da? Când s-a deschis prima breșă de libertate, când autocrația rusească țaristă a fost măcar lovită, puțin, o primă breșă, ei au făcut asta. Ei bine, în 1917, un general finlandez din armata rusă, se numește Gustav Mannerheim, exact, unul dintre cele mai frumoase figuri de europeni din istoria umanității. Da? Poate numai Karl Renner din Austria poate să fie asemuit lui. Ei bine, fondatorul contravoinții sale de două ori, de două ori a Austriei, de asta e Karl Renner. Ăsta, în schimb, a fondat o singură dată țara sa,
general în armata rusă, îi cunoștea bine pe ruși, fiind fost general al armatei țariste, și a făcut independența Finlandei. Finlanda are nenorocirea că se apropie prea mult de Leningrad, adică de fostul Sankt Petersburg. Actual. Granița, poftiți? Da, spuneți. Granița stabilită la 1918 era la 10 km de centrul orașului Sankt Petersburg, care el însuși este construit de Petru cel Mare, care aspira la Occident și mai ales la Occidentul protestant, cel mai eficace, cel mai evoluat, cel mai înaintat. E un sat finlandez, satul pe care s-a construit Sankt Petersburg, este un sat finlandez. Deci, probabil că Finlanda se extindea și după Sankt Petersburg. Dar, bun, au pus o graniță, cum spun eu studenților mei, la metro militari. La metro militar, da? La 10 km de Sfântul Gheorghe. Metaforic vorbind. Și rușii n-au înghițit granița asta. În 1939, după pactul de norocit nefast Ribbentrop-Molotov, când rușii au spus că, vai de mine, noi vrem doar să ne luăm ceea ce ne-a fost luat când noi eram slabi, exact ce face acum Putin, este aceea situație. Același n-are. Vrem să recuperăm ce, exact ceea ce ni s-a luat când noi eram slabi. Basarabia, de exemplu, da? La estul Poloniei, acolo ceva dreptate aveau. Hai să spunem că câteodată mai au și 10% dreptate, fiindcă era zona greco-catolică cu Lvovul a Ucrainei, dar pentru locuitorii ei a fost mană cerească să stea în Republica Polonă decât în statul lui Stalin, cred că vă dați seama, mai ales greco-catolici fiind. În 46, biserica greco-catolică a fost interzisă și a fost anexat Lvovul, care vedeți, este un oraș pur european, occidental. Ați văzut cum arată gara din Lvov, ați văzut cum arată teatru din Lvov, nicio legătură cu Harkovul stalinist sau chiar cu Kiev. Bun. Pentru această bucățică de pământ pe care o voiau, rușii au făcut un război, un război de genul ăsta. S-au năpustit 200 de milioane peste un popor de 4 milioane. S-a întâmplat în decembrie, noiembrie, decembrie 39, se numește războiul din iarnă. A fost ceva cumplit. Evident că au fost înfrânți, chiar dacă au fost ajutați. E dat un exemplu prost în legătură cu noi. Uite, domne, noi am fost niște fraieri că am lăsat Basarabia fără să luptăm. Ia uitați-vă la finlandezi. E o mare diferență. Noi am lăsat Basarabia la 4, adică ni s-a cerut Basarabia 4 zile după prăbușirea Franței, după capitularea Franței, care era prietenul nostru fundamental și a fost un scurt circuit, vă dați seama ce a putut să fie acolo, așa, o nebunie, pe când ăștia luptau alături, având și pe francezi și pe englezi în 39, ca și norvegieni în mai, deci, iunie. Situație geopolitică total diferită. Exista Franța, da? Exact. Deci nu putem, cine e răuvoitor, cel care spune, România a lăsat Basarabia, nu ne-a mai ajutat nimeni, pe finlandezii au ajutat și pe norvegieni, că nu căzuse Parisul, ăsta a fost apocalipsa din 1940 a lui Hitler. S-au bătut ca niște lei. Evident că au fost trimiși înapoi. Au pârjolit tot teritoriul. N-a rămas nimic. De la prietena mea, Pirkko Peltonen, ziarista asta finlandeză, am o mică iconiță ortodoxă dintr-o biserică, o mănăstire, Valmo se numește. A fost luată cu totul. E în Finlanda. Au luat tot. N-au rămas decât găinile și probabil că nici găinile. Unul singur a venit acolo. Un personaj sinistru care se numește Otto Kuzinen, liderul Partidului Comunist Finlandez, care s-a instalat să instaleze comunismul. S-a instalat să instaleze, da? Comunismul acolo. Bun. S-a întâmplat că a fost aruncată această mică democrație, această minunată democrație finlandeză, a fost aruncată în brațele lui Hitler. E unica democrație care lupta de partea lui Hitler. Conducătorul armatei este tot acest mare om, Gustav Mannerheim. De altă ieșirea, pensia a fost rechemat, evident că omul și-a făcut... Bun. Și acolo a fost momentul cel mai interesant. Iertați-mă că sunt un pic lung, dar trebuie să înțelegem lucrurile. Tocmai acesta este și motivul pentru care v-am invitat să cer scuze, sunt puțin cunoaștem lung, puțin contextul istoric. Și atunci, sper să nu vă plictisesc, Finlanda a intrat în război împreună în luptă împotriva Uniunii Sovietice, odată cu și noi. Că am avut o Basarabie și aveau și ei o Basarabie, da? Karelia se numea, repet. A intrat la 22 iunie, român treceți Prutul, finlandez treceți ce știți voi, vă descurcați.
dar ei n-au mers mai departe de borna lor de graniță de la metromilitari. Înțelegeți? Ei s-au oprit la metromilitari. Hitler făcea spume la gură. Cum, domne, mers până la Sfântul Gheorghe, oprește, ocupă Sankt Petersburg, Leningradul. Era și un nume simbolic, vă dați seama, Leningrad. Nu, eu mă opresc aici. Marele om care a fost Gustav Mannerheim a zis, eu mă opresc pe granița mea. Este exact inversul unui individ numit Antonescu, dacă vă aduceți aminte, da? Este în oglindă marele Mannerheim cu nefericitul de Antonescu. Dar și soarta celor doi a fost în oglindă, diferită. Poftiți? Și soarta celor doi a fost total diferită după finalul celor doi. Păi aici e și problema. Că atunci când a fost cerut să fie extrădat Mannerheim, au venit rușii la 23 augustul lor, în iunie, să se dea criminalul Mannerheim. L-au ales șeful statului. A fost o sfidare incredibilă. L-au ales șeful statului. Să nu uităm că e un stat democratic Finlanda. Unica democrație. Iar fraza incredibilă, care de fapt a salvat Leningradul, faimoasa apărare de 1000 de zile a Leningradului, asediu, nu s-ar fi petrecut dacă ei înaintau acei fix 10 kilometri. Și el avea o vorbă, Gustav Mannerheim. Acum se mai poate gândi și puțin altfel în contextul ăsta, dar fraza lui celebră, pentru că a intrat în istorie, este: alianțele vin și trec, vecinii sunt veșnici. E, aici putem discuta, dar acum se face oarecum pe invers. Mannerheim n-a mers un metru mai departe. Și o să vă spun mai mult. Copiii de astăzi știu ce este aeroportul de la Rovaniemi, unde scriu la Moș Crăciun. Aeroportul lui Moș Crăciun, celebrul aeroport. Este aeroportul pe care l-a făcut Hitler ca să atace liniile sovietice pe acel 1300 de kilometri și să lovească. Nu l-a folosit niciodată și după sfârșitul războiului a fost oferit lui Moș Crăciun. E, iată niște lucruri, dar faptul că a fost făcut președinte în momentul când se cerea să vină criminalul ăla și a spus ne ducem cu toții, suntem 4 milioane, am votat printr-un parlament democratic războiul, dumneavoastră ne-ați luat Basarabia noastră. E, din păcate, și aici sfârșesc, mă apropii de încheiere, din păcate, după episodul acesta mai mult decât eroic, Mannerheim și războiul eroic din iarna 39-40, care include admirație pe oameni, așa cum noi admirăm astăzi poporul ucrainean și președintele lui Zelenski. Ei bine, după momentul ăsta, rușii s-au răzbunat crunt pe Finlanda. Au umilit-o. În schimbul libertății, care a rămas o țară liberă și democratică, și a fost castrată din punct de vedere al politicii externe și al politicii militare. I s-a interzis politică militară și externă. Când rușii intrau în Budapesta, ambasadorul finlandez trebuia să zică da, și aceasta este o rușine maximă. Și la Praga, în 68, da, Finlanda zice da. E o mare umilință pentru un popor mândru și liber, cum e poporul finlandez. I-au umilit 70 de ani. N-aveau voie politică externă și armata zice, o facem noi. Rezultatul a fost că au făcut telefoanele Nokia, n-au prea multe cheltuieli și sunt nivelul de trai cel mai înalt din Europa. O Coca-Cola e 10 euro acolo. Telefoane Nokia în 82, ei nu făceau cheltuieli militare. E o răsturnare copernicană ce se întâmplă sub ochii noștri. Efect al lui... Nu am de spus prea multe, dar cred că e suficient. Sigur, mulțumim pentru această introducere istorică, domnule profesor, chiar motivul principal pentru care am dorit să dialogăm astăzi. Domnule Similianu, realistic vorbind, ținând cont de situația geopolitică internațională, va putea Finlanda deveni stat membru NATO sau nu? Depinde. Depinde din cauza că văd că la ora actuală am văzut declarația președintelui Erdogan, care se opune categoric, acuzând Finlanda că este stat terorist datorită faptului că acordă sprijin curzilor. Da, acolo l-am prins cu o minciună, o să spunem după aia. O minciună a lui Erdogan, dacă îmi permite. Una, și a doua este poziția președintelui Croației, care este prorus și care la fel a zis că nu va vota. Bun, dar acum problema Erdogan negociază, de fapt, creează un subiect pentru a negocia cu Statele Unite ale Americii, pentru a câștiga Bănuiesc că da. Sunt negocieri în spatele ușilor închise, pe care, din păcate, din nefericire, nu mai avem acea transparență datorită acestui conflict din... determinat de Rusia și vedeți că simțim nevoia să fim informați din alte surse și mă refer la cele oficiale, nu neoficiale, surse ale Centrului de Studii și Cercetări, a universităților și așa mai departe.
Ce se întâmplă? Rusia este incomodată, apropo de chestia asta cu cei doi. Probabil că se va vota la nivelul miniștrilor, primilor miniștri sau la nivelul miniștrilor de externe sau a miniștrilor apărării, probabil la decizia NATO de aderare a Finlandei și Suediei în NATO. Este un lucru nemaipomenit. De ce? Din cauza că realizându-se acest dispozitiv NATO, întâlnindu-se practic formatul B9, mă refer pe latura de est a Alianței, cu state membre NATO, Finlanda și Suedia, din momentul de față putem vorbi de o schimbare a cortinei de fier, de care o știam că era pe... Cortina o face rusul, nu o face Occidentul. A, întotdeauna, și aici, vom avea, și aici vom avea o frontieră, e problema lor, o frontieră foarte puternică între est și vest, plecând de la Finlanda și mergând până aproape de Grecia. Un lucru foarte interesant. Și de ce să nu includem și Turcia, care ar putea, exact, pe zona Asiei Centrale. Vedeți dumneavoastră, acest conflict din Ucraina... Până la Iran, ca să înțelegem bine. Până la Iran, da. Iran și Irak. Unde e Turcia din totdeauna? Acest conflict al generat de către Federația Rusă și în special de Putin, a întărit foarte mult comunitatea internațională, lucru nesperat. El avea impresia că Uniunea Europeană și NATO vor... Contraefect. A urmărit divizarea Occidentului, exact, de fapt. L-a făcut mai și coeziv. Din fericire pentru noi toți, coeziunea a crescut foarte mult la nivelul spațiului euroatlantic. Să vină finlandezii la NATO, e ceva de negândit acum, exact, 3 luni. De negândit. Eu am fost în Finlanda și vreau să vă spun că, într-adevăr, ce spune domnul profesor Niculescu, este o democrație total... nemaipomenită, în care oamenii pe stradă sunt oameni normali, exemplare. Da. Bun, domnule Marinuța, acum ne întoarcem către dumneavoastră și aș vrea să vă întrebăm cum se privește de la Chișinău această situație din nordul Europei. Deci, la Chișinău, practic, se discută despre neutralitatea Republicii Moldova mai mult decât despre lipsa sau aderarea Suediei și Finlandei la NATO. Eu cred că, într-adevăr, Finlanda era și de așteptat în caz de circumstanțe, așa cum s-au creat acum cu invazia Rusiei în Ucraina, că va face un shift de la acel proces de nealiniament, fiindcă neutralitatea ei au abolit-o deja odată cu căderea Uniunii Sovietice, la ceva pași mai aproape de NATO, inclusiv chiar și aderarea care o vedem, este destul de importantă o altă abordare a situației în cauză de către Suedia. Suedia, care are o neutralitate de peste 200 de ani și avea o susținere a populației către conceptul de aderare la NATO foarte mic, acum are 57% și este gata în aceeași zi cu Finlanda să declare despre aderarea sa la NATO. Deci este un concept care ar trebui să fie studiat foarte bine și în Republica Moldova, fiindcă din punctul meu de vedere, în 1948, când i-a fost impusă această neutralitate Finlandei, au fost circumstanțe, poate că nu 100% similare, dar cam tot aceleași circumstanțe care au fost impuse Republicii Moldova în 1992, prin războiul din raioanele de est și, practic, a fost forțat în 1994 să stipuleze în Constituția din 1994 acel statut de neutralitate. Acum, când vedem că Federația Rusă a început un război împotriva unui stat, apropo, tot neutru, dar care avea unele aspirații de securitate și în ultimul moment vorbea mai mult și mai mult despre necesitatea de a adera la Alianța Nord-Atlantică numai datorită faptului că a fost invadat în 2014 prin practic ruperea Crimeei de la Ucraina și ulterior crearea situațiilor cu LNR și DNR, adică Luganskul și Donetskul. Practic, eu consider că noi, Republica Moldova, ar trebui să ne gândim de asemenea, este acest concept viabil pentru noi sau nu. Personal,
permanent am fost împotriva conceptului de neutralitate pentru Republica Moldova, fiindcă nu ne aduce beneficiile care le-am așteptat. Chiar din 94 s-a decis ca să abordăm acest concept numai ca să impunem Federația Rusă să-și retragă acele trupe militare care de 30 de ani sunt amplasate în raioanele de est, să-și retragă amunițiile, pentru că cunoaștem cu toți că au peste 20.000 de tone de muniții învechite, obsolete în depozitul de la Basna, fiind unul din cele mai mari, dacă nu cel mai mare depozit de amuniții din Europa de Est, în care sunt stocate armament și muniții care au fost retrase în anii 90 din Republica Democrată Germană și în Cehoslovacia. Însă, practic, Federația Rusă nu și-a onorat obligațiunile, inclusiv luate la summitul OSCE de la Istanbul. Și eu cred că noi vom vedea totuși în scurt, relativ scurt timp, aderarea atât a Finlandiei cât și a Suediei la NATO, fiindcă este, și aici sunt de acord cu domnul profesor Niculescu, că este incredibil. În două luni, trei luni de zile, practic, o schimbare a paradigmului de susținere a aderării la NATO în Finlanda de la 25, mai pic de 25, la 75, și a discursului politic, inclusiv a președintelui Finlandiei, care un an urmă spunea că este inacceptabil o apropiere mai mare decât este de NATO. Acum să vedem că el transmite mesajul că trebuie de depus această cerere cât mai repede. Domnule Marinuța, aș vrea să facem un exercițiu de imaginație, dacă mă auziți, să ne închipuim care ar fi vulnerabilitățile de care Republica Moldova s-ar lovi în momentul în care ar anunța că ar dori să candideze sau să adere la Alianța Nord-Atlantică. Și mă refer aici atât la manifestări sociale, acolo unde Partidul Comuniștilor și Socialiștii au o capacitate totuși de proiecția puterii la nivelul mentalului colectiv destul de mare, la amenințarea militară care ar putea veni din partea Federației Ruse, angrenată în continuare în conflictul din Ucraina, care ar fi provocările care ar putea să lovească Republica Moldova într-un scenariu în care Chișinăul ar anunța că este interesată să adere la NATO? Pentru moment, cred că Republica Moldova nu poate să anunțe chestiunea dată, fiindcă, în primul rând, nici voința politică nu există, unul la mână, doi la mână, nu este acea susținere a populației. Dar eu cred că noi am putea să întreprindem măsurile care au fost întreprinse inclusiv de Finlanda în anii 90. Deci, de la neutralitate, să trecem pas cu pas la ajungerea spre aderare la NATO, dar cel puțin la nealiniere, să trecem de la neutralitate la conceptul de nealiniere. Dacă ne uităm în Finlanda, din 90 încoace, practic, Finlanda a devenit o țară foarte interoperabilă cu partenerii NATO. Practic, lucrează după conceptele NATO, armata este construită, la fel ca și la NATO, este implicat în multe misiuni militare împreună cu NATO. Deci, eu consider că aici, în Republica Moldova, chiar dacă și avem o parte din teritoriu ocupat de către Federația Rusă, așa cum s-a menționat în una din declarațiile Consiliului Europei, și atunci eu consider că provocările ar putea fi majore doar dacă armata Federației Rusă este sau are succes în înaintarea sa spre sud-estul Ucrainei, deci ocuparea Odesei, și dacă ei vor avea posibilitatea să ajungă în regiunea transnistreană. În rest, consider că este momentul pentru noi să regândim acest concept, să regândim și atitudinea noastră față de regiunea transnistreană separatistă, acum, în așa mod că când va fi un eșec definitiv a politicii lui Putin și a Federației Ruse, deja să fim pregătiți atât politic cât și la nivel de cetățean
pentru a face următoare pași în soluționarea conflictului. Domnule profesor Niculescu, Republica Moldova și NATO este o poveste exagerată sau este un subiect la care trebuie să ne gândim pe termen mediu și lung? Dacă vedem precedentul Finlandei, exact. Nu ne mai speriem de un pas în plus pe care a trebuit să-l facă Republica Moldova. Cererea de aderare la România, ca să fie foarte clar. Uniunea, unirea cu România, ceea ce înseamnă intrarea în NATO. Dacă finlandezii fac această manevră cu imens curaj, fiindcă e nevoie de mare curaj, cum au avut și bietele țări baltice, care încă din acum 20 de ani sunt în NATO. Dar cred că se pune problema și unirii cu România și s-ar pune problema, ar trebui să se pună solid problema și ceea ce înseamnă și unirea cu NATO. Pe de altă parte, și intrarea în NATO. Pe de altă parte, vreau să spun o părere personală, strict personală. Cred că și domnul ministru ar trebui să gândească bine să renunțe la Transnistria. O spun cu soliditate. Să renunțe la Transnistria, că este o ghiulea de piciorul de Basarabii Moldovei și în plus este exact, cum să vă spun, paratrăznetul care îi atrage pe ruși. Le-ar tăia macaroana. Da, domne, de 30 de ani Basarabia nu controlează Transnistria. Se întâmplă că în zilele de război, iunie, acum, eram la regele Mihai. Și mi-aduc aminte că regele îmi spune, dar ce are la Versoa? Dar ce are Transnistria asta? Că n-a fost a Moldovei istorice, n-a fost a regatului României, l-a luat-o Antonescu ca să ne facă rău, spre deosebire de ce a făcut Mannerheim, țineți minte, în oglindă, exact. Mannerheim și Antonescu, pe invers. Iar este creatura, am adăugat eu sire, este creatura lui Lenin. În 1924 s-a inventat o așa numită Transnistrie, Republică Socialistă Autonomă în cadrul Ucrainei, care în 1974, în bătaie de joc, mi-aduc aminte, aveam 14 ani, revista Uniunea Sovietică sărbătorea, o revistă a Ambasadei Sovietice, Uniunea Sovietică se numea, 50 de ani și eram eu cu taică, aveam 14 ani. Dom'le, dar de unde? Cum 50 de ani? Păi dacă e din 24, fiindcă Lenin a făcut asta ca un șah la Basarabia, unirea cu România, iar în 45 a decupat 12 județe din 17 care n-aveau nicio legătură cu România, numai ucrainene și poate și puțin rusești, și a rămas această Transnistrie pe care a lipit-o artificii. Ce face Basarabia? De ce se încăpățânează? Și o spun apăsat. De ce se încăpățânează pe Transnistria asta? Fiindcă a fost cândva un plămân industrial. A fost de mult cu industria obsoletă sovietică. Acum nu mai e. Da. Acum nu mai e. Da. Exact. Și atunci eu cred că asta e Transnistria. Îi taie macaroana lui. Să recunoască Republica de aia populară comunistă. De 30 de ani nu este a Basarabiei și ne încăpățânăm și îi atragem pe ruși. Iar mie mi-e teamă că dacă domnul Putin vrea un succes facil, repede, putea să-l aibă chiar înainte de 9 mai, dar n-a putut tehnic, intra în Tiraspol și era primit așa cum și dorea el să fie primit la Kiev, cu pâine și sare și eventual cu marame și domnule Niculescu, renunțarea Republicii Moldova la Transnistria, să știți că este o întrebare pe care am ridicat-o aici mai multor invitați. Trebuie renunțat. Asta e opinia mea personală. Aș dori să vă, poate că e mult să mai vă întreb, domnule Marinuța, să vă întreb de ce Transnistria rămâne în continuare un subiect extrem de sensibil la Chișinău și niciun politician sau un partid politic nu își asumă să discute despre viitorul împreună sau separat al Transnistriei față de Republica Moldova. Deci noi avem unele forțe în Republica Moldova care discută deschis despre renunțarea la regiunea transnistriană sau la raioane de est care sunt pe partea stângă a râului Nistru. Sunt partidele, special partidele unioniste, care propun această viziune. Dar mai mult în Republica Moldova sunt la guvernare, la partidele care sunt stataliste și cedarea teritoriului se consideră un lucru inacceptabil. Cu atât mai mult că în regiunea transnistriană nu este controlată 100% de Federația Rusă și de către aceste așa numite organe de administrație separatiste. Sunt și sate care sunt sub controlul juridic. Sate, de-aia sunt guvern marionetă acolo. Sate, vorbim despre sate, cocieri, nu știu ce, Dubăsari. Sunt mai multe, Coșnița,
Da, sunt sub jurisdicția anume a organelor constituționale a Republicii Moldova. Desigur, un lucru cert ar fi probabil că Republica Moldova ar căpăta acea securitate și ar fi un proces mult mai repede implementat dacă ar s-ar efectua acea unire cu România, mult așteptată de o bună parte din populație, dar care cu regret este detestată de alte parte a populației. Dar depinde cât proporția, statistica. Aici la Chișinău pentru unire. Eu niciodată nu am spus, sunt unionist și sper că într-un moment acele forțe care pledează pentru unirea Republicii Moldova sau reunirea Republicii Moldova cu România să aibă... Domnule Marinuța, cât la sută dintre moldoveni susțin în momentul de față unirea Republicii Moldova cu România? Asta e o întrebare. Sunt diferite sondaje. Sunt unele care menționează de la 25 până la 30%. În câțiva ani în urmă erau și până peste 40% din populație. Dar eu cred că iarăși acest sentiment ar putea crește în funcție de situația din Ucraina. Situația din Ucraina, situație pe care o vom analiza, domnilor, dar după o scurtă pauză publicitară. Ne-am întors în platoul CEC Media alături de profesorul Adrian Nicolescu, Vasile Similanu și Vitalie Marinuța, a fost ministru de externe la Chișinău. Domnule Marinuța, tot la dumneavoastră mă întorc cu o întrebare legată de o declarație pe care ministrul de externe din Republica Moldova, Nicu Popescu, a dat-o astăzi și a spus că își dorește o integrare rapidă pentru Chișinău în Uniunea Europeană și că reformele vor fi făcute într-un timp cât mai curând. Este posibil acest lucru totuși? Adică putem vorbi de o integrare rapidă a Republicii Moldova în Uniunea Europeană? Eu vreau să fac o precizare. Am fost ministru apărării, nu al afacerilor externe. Nu știu dacă este posibil o integrare rapidă în condițiile actuale, dar sunt convins că de unele facilități Republica Moldova va beneficia și din contextul actual strategic în Europa. Deci, dar totuși, dacă ne dorim o integrare rapidă, așa cum a spus și domn profesor Niculescu, personal consider că reunirea cu România ar fi cea mai scurtă cale pentru Republica Moldova ca să devină și stat european, dar și totodată să aibă o umbrelă de securitate NATO, da. Deci devenind și stat al Comunității Europene și stat NATO. Astăzi în Chișinău se desfășoară zilele Europei, se sărbătorește Ziua Europei, fiindcă pe 9 mai, dat fiind faptul că în Republica Moldova este deci o relativ puternică coloană a 5-a, Chișinău a fost practic mai mult folosit pentru acele demonstrații ale vorbitorilor de limba rusă și coloana 5 care au sărbătorit victoria, dar astăzi este o manifestare la care participă toți ambasadorii țărilor Uniunii Europene și, după câte văd, este o susținere majoră, cel puțin declarată, pentru parcursul european al Republicii Moldova. Eu personal, încă o dată, vreau să menționez că este o aspirație destul de mare susținerea cursului nostru european de la începutul războiului în Ucraina a crescut, dar totodată sunt convins că vom avea încă foarte mult de muncit la toate capitolele în așa mod ca să ajungem la acel moment de aderare 100% sau ca să devenim membru cu drepturi de plin. Domnule profesor Similanu, mă văd nevoit să observ că este singur invitat care nu ați avut până acum ocazia să vorbiți despre unirea României cu Republica Moldova. Deci, cum priviți dumneavoastră acest subiect? Pentru început, să-mi permite să-l salut pe domnul general Vitalie Marinuță, bunul meu prieten. Vă salut și eu, domnul profesor. Așa, de nenumărate ori am discutat și la București și la Chișinău aceste probleme.
Cert este că Republica Moldova, într-adevăr, ar trebui să renunțe la Transnistria dacă dorește drumul euroatlantic, alea euroatlantică. De ce? Din cauza că nu poate să intre în NATO dacă are un conflict la graniță. Asta e un lucru foarte important. A doua problemă, vedem ce se întâmplă cu aceste provocări din Transnistria puse în scenariul de coloana a cincea pe care spune și Vitalie. Așa, și în ceea ce privește drumul european, calea europeană a Republicii Moldova, Republica Moldova trebuie ajutată de Uniunea Europeană prin programe ca să ajungă la un anumit standard. Această aderare sau această unire de care vorbește Vitalie este posibilă, dar este posibilă în timp. De ce? Din cauza că după ce se încetează conflictul din Ucraina, în primul rând, în care Rusia va fi slăbită și va fi o... Eu știu, momentul istoric va permite acest lucru. Nu se poate face acum, din cauza că dacă s-ar face această unire, ar însemna să sacrificăm Republica Moldova în acest moment, în sensul că ne-am trezit imediat cu un atac din Transnistria și cu aceleași amenințări la adresa noastră și poronii că suntem naziști și așa mai departe din partea Kremlinului. Imperialiști în același timp. Da. Din Transnistria să atace Moldova. Că rușii nu pot ajunge, asta e șansa. Până nu cade Nicolaevul și Odessa, nu pot ajunge rușii pe calea uscatului cu tancurile lor de norocite, nu pot ajunge. Vitalie știe mai bine decât mine. În orice caz, Transnistria poate să, dacă nu mă înșel, să mobilizeze în jur de 12.500 de oameni, nu? Așa. Ei la moment au sub armă în jur la 12.000 de oameni, fiindcă armata lor fiind în jur la 6.500-7.000, dar totodată ei au batalioanele militarizate a structurilor de forță. Ministerul Justiției are batalion de destinat specială, cel de interne și așa mai departe. Domnule Marius, ca să-i neutralizeze suficient să-i recunoști independența. Da, domnule, sunteți independenți, Republică Populară, Comunistă, ce vreți voi, Coreea de Nord. La revedere! Asta trebuie. Și în felul ăsta de tai macaroana. Numai și lor și rușilor. Mai e o problemă. Deci mai au trupe de menținere a păcii, dacă nu mă înșel, nu? Din partea Rusiei. Ruse, da. Așa numitele. Da. Să le spunem așa numite. Recunoaștem independența. Ălea de menținere a păcii. A, așa. Orice numai nu trupe de menținere a păcii, plus contingentul care asigură paza depozitelor de la Cobas. Care se mai... Așa numit GOTR. Și așa numitele trupe de menținere. Și mai sunt și vreo 700, dacă nu mă înșel. Deci ar fi cam ajuns. La Cobas, na aia. În ceea ce privește depozitul de muniții de acolo, într-adevăr sunt muniții vechi. Sunt muniții care... Expirate și care, ca să le distrugi, înseamnă foarte mulți bani să le poți distruge. Ori riscul este foarte mare. Țin minte că în urmă cu ani am fost... la cetatea Tighina și am intrat în... Tighina este situată pe teritoriul Armatei a 14-a. Greșesc, Vitalie? Nu. Tighina este pe malul drept al râului Bistru. Da. Aia trebuie păstrată la România. Aia niciun caz trebuie dată. Am intrat pe teritoriul Armatei a 14-a și în momentul în care am ajuns acolo, ni s-a spus de către ghidul respectiv că Tighina este cetate care a aparținut Austro-Ungariei. Și a Mexicului. Așa. Mexicul era prezent. Căutau Austro-Ungaria pe acolo, nu știu. Așa, după care a fost cucerită de români și după care au venit turcii și au recucerit-o. Și sud-coreenii au venit rușii și au făcut ordine. Deci cam asta e ideea, asta e istoria care li se predă celor de la din Transnistria. În ceea ce privește strategiile actuale ale guvernului din Republica Moldova sunt bune. Bineînțeles, uneori sunt stângaci, ni se par nouă stângaci de la... independența, dar, Transnistria. Dar în momentul în care independența pe care Transnistria a cerut-o. Exact. Să le recunoască, să se spele cu ea pe cap. Iertați-mi expresia neacademică, să se spele cu ea pe cap. Am avut numeroase guverne care au fost pro-ruse, instalate cu susținerea Rusiei. Anumite procese de distruge anumite cariere, inclusiv a unor militari, a unor oameni de capacitate din Republica Moldova. Și Vitalie știe despre ce vorbesc. Deci în momentul în care încă mai sunt astfel de chestii care se manifestă în plan social din Republica Moldova și în momentul în care comunitatea pro-rusă este destul de puternică, cel puțin în zona Bălți, în zona Comratului, în Găgăuzia, deci e foarte dificil pentru Republica Moldova să se rezolve singură problemele.
din punctul meu de vedere, o problemă care a Transnistria se poate rezolva și prin un dialog cu Ucraina. Deci, având în vedere că Transnistria este un teritoriu, conține și teritorii din Republica Moldova și din Ucraina, negocierile ar putea să aibă loc, dar bineînțeles după încetarea conflictului cu Ucraina, negocieri care să readucă pacea și să restabilească. Și în cu totul altă atmosferă, prietenească, frățească chiar. Îmi pare rău că în momentul în care s-a negociat frontiera cu Republica, cu, între Republica Moldova și Ucraina, nu s-a mers pe ideea înaintată și de Kiev ca cele trei județe din sudul Basarabiei, Caul, Izmail și Bolgrad, să revină Basarabiei. Bugeacu. Așa, zona Bugeacului. Iar parte din Transnistria să revină Ucrainei. Ceea ce era de bun fix. Negociatorii care au fost din partea Republicii Moldova s-au încăpățânat. Au acceptat cu totul și cu totul altceva. Nu cunosc substraturile, ce a fost în spatele acestei decizii, dar în orice caz n-am mai fi avut acel nefericit conflict din Transnistria în care au murit acei oameni. Stupidă. Aici, moldovenesc. Eu nu cunosc detaliile acestor negocieri. Foarte și important. Sunt ferm convins că în anii 90, atunci când s-au discutat întrebările date, practic conflictul transnistrean a fost creat, la fel cum au exact creat și Lugansk, Donetsk, Osetia de Nord, da? Toate problemele în cauză din intenția Federației Rusie de a menține controlul asupra acestor regiuni, dacă vorbim despre Republica Moldova, anume asupra Republicii Moldova. Da, da, ajutați de o realitate, realitatea pe teren etnic, iertați-mă, domnule ministru. Stați, realitatea pe teren etnic, de asemenea, nu este atât de drastică, fiindcă în regiunea transnistreană, sau haideți spunem, în raioanele de est ale Republicii Moldova, practic noi avem, de asemenea, o comunitate românească foarte mare, care singur cât de mare? Consideră că este, sunt moldoveni, cât de mare? Peste 30% oricum sunt conaționale noștri. 30 nu e o majoritate. De altă parte, deja substractul conflictului, din punctul meu de vedere, nu mai este cel de anii 90. Noi avem un enclav controlat de o, să spunem, o gașcă orientată economic, controlată, sau care i s-au dat toate pârghiile economice doar ca să susțină politic capriciile Rusiei. Așa în caz că, și noi cred că vom avea vom avea câștigul în acest război al Ucrainei și comunității internaționale, iată atunci ar fi momentul decisiv de a discuta și de a negocia practic exterminarea acestui enclav separatist în regiunea transnistreană. Fiindcă nu este un secret că tot ce se mișcă în regiunea transnistreană, în raioanele de est, care nu sunt sub controlul constituțional, se dirijează politic de la Moscova, economic de la Cernul Serif. Nu e niciun dubiu. Odată ce politicul de la Moscova va fi mult mai slab, nu va avea posibilitatea de susținere economică, militară a administrației separatiste, atunci eu sunt ferm convins că atât Ucraina va putea să depune presiune asupra așa-numitor lideri ai regiunii, cât și Republica Moldova, dar în special comunitatea internațională, ca să soluționeze această problemă. Și ulterior de la aceasta de pornit cu negocierile de schimb de teritoriu sau de schimb de granițe. Acum, Republica Moldova, fiind totuși mergând pe menținerea politicii de neutralitate în cadrul acestui conflict, cred că ar trebui să întreprindă câțiva pași. Unul din ei, și eu l-am lansat public după ce am discutat și cu unii cercetători din domeniu, ar fi de asemenea ca să solicite Federației Ruse transmiterea acestui depozit de la Cobasna sub jurisdicția Republicii Moldova. Să-și ia militarii de la Cobasna și Republica Moldova să asigure paza și securitatea acestui depozit în așa mod să nu permite folosirea acestor muniții, armamente, muniții în cadrul expirate. Dați-le cu totul să se spele pe cap cu ei. Dați-le cu totul. Le dăm, dar de 30 de ani noi le dăm, dar ei tot nu le iau. Asta e problema mare. Nu uităm că sunt 20.000 de tone de muniții
conform unei cercetări a Academiei de Științe a Republicii Moldova din 2005, o deflagrație a acestui depozit ar fi egală cu puterea bombelor de la Hiroshima și Nagasaki. Pe un teritoriu de 5 km, practic, ar fi șters totul în jurul acestui depozit și în jurul la 50 de km ar fi devastări grave. Deci, domnilor, ne apropiem de final, nu mai avem foarte mult timp. Armele nu vor fi folosite în acest război. Deci, vedem, Federația Rusă are incapacitate de producere și de folosire a armamentului de precizie înaltă. Și acum folosesc pur și simplu diferite capacități care sunt de anii 80 și 90. Ce le-ar împiedica lor dacă ajung cu capacități enorme la acest depozit, pur și simplu se folosească în război. Domnule Mariunța, vă mulțumim pentru această expertiză. Nu avem foarte mult timp, undeva în jur de un minut. Domnule profesor, ați punctat ceva legat de Turcia foarte și scurt, poziția sa în NATO. Rămăsesem dator cu o explicație. Am spus că turcul, domnul Erdogan, cred că își bate joc de inteligența interlocutorilor săi, că a spus ieri o aberație. Că noi nu ne-am opus intrării Greciei în NATO și iată că acum suferim și Grecia se comportă obraznic. Cum poți să-și permiți să vorbesc despre o țară NATO, parteneră, prietenă, chiar dacă cu un... E ca la noi cu ungurii, dacă vrei, dar nu se mai discută în termenii ăștia. Noi nu ne-am opus atunci, vorbește într-o terminologie absolut ridicolă. Ei bine... Înseamnă că nu știe istorie, fiindcă Grecia și Turcia au intrat în același moment, în 1952, și n-au fost întrebate una sau alta, că nu era una înainte, ca să zică, domne, are drept și de cealaltă veto. După. Ele au intrat împreună. Dar crede că lumea nu știe istorie? Domnule chiar profesor, așa, domnul Erdogan, vă mulțumim. Check Media se oprește pentru ziua de astăzi aici. Sunt Răzvan Muntanu, vă mulțumim că sunteți alături de noi. Ne vom revedea sâmbătă viitoare.